Pe lângă nemulțumirile apărute în rândul profesorilor și al elevilor, legile educației strânesc dispute și între partidele politice. Conform surselor, legea în varianta ministrului Deca prevede o creștere semnificativă a salariilor profesorilor. Salariul net de debutant ar urma să crească de la circa 2600 de lei acum la circa 3900 de lei. PSD însă iese la atac și respinge prevederea PNL. Ar trebui să ne uităm un pic la istoricul acestei propuneri. Propunerea a venit din partea mediului de afaceri, care a spus niciodată meseria aceasta de profesor, care este critică pentru dezvoltarea României, nu va deveni atractivă atâta vreme cât salariile de intrare nu vor crește. Nu se produce mai multă solidaritate în profesie, în sensul în care nu scade diferența între cel mai mic și cel mai mare salariu, ceea ce nu îi face solidari pe profesori, pentru că cei mai seniori, parte dintre ei, spun nu-i nimic ăștia mici să se chinuie, să învețe 5 ani, să facă naveta și când o să treacă de gradul 2 de vechime și o să atingă, nu știu, 10 ani de vechime în muncă, atunci o să ajungă la un salariu care îi ajută să supraviețuiesc. În ciuda prevederilor, rămânem la coadă în ceea ce privește salariile profesorilor. În schimb, Elveția, Luxemburg și Germania sunt în top la capitolul salarii în învățământ. Veniturile anuale ajung la 10.000 de euro, arată un raport publicat de Comisia Europeană. Salariile profesorilor în România, dacă analiza mea sau informația mea este corectă, sunt cele mai mici. În orice caz, sunt pe ultimele 2-3 locuri, în mod cert. Pe de altă parte, a corela nivelul salarial și, mă rog, prevederile legii cu pericolul că, vezi, Doamne, s-ar putea întâmpla la fel și mai cer și alții, asta mi se pare o conduită, din punctul meu de vedere, care nu are legătură cu nevoia de a evalua corect financiar performanța profesorilor.